reușită. Sub forța unui efort comun și sub rezultatele care pot fi generate de un efort comun, cred că umbrela lui împreună poate să prindă un contur. Cred că pentru prima dată liderii industriei au fost pe acea scenă secundați și de oficialități de cei din executiv și cred că România joacă o carte foarte, foarte importantă în următoarea perioadă și ar fi bine să nu se joace cu focul, să se joace mai mult cu gazul, pentru că e ceva pe care putem miza în viitor și economic și social. E o industrie de care parcă ne temeam până acum. Ne temeam să o apărăm, ne temeam să o sprijinim și cred că e una dintre șansele pe care România în viitorul foarte apropiat le poate concretiza, devenind astfel un jucător regional foarte important și în sfârșit o voce auzită și respectată în Uniunea Europeană. Anul 2020 va fi cu siguranță unul foarte dificil pentru că suntem într-un context dublu electoral și știm că în România atunci când intrăm într-un rostogol din ăsta electoral, lucrurile pot să capete o întorsătură unor interpretabilă chiar ciudată. Sper că anul 2020 să fie un an al rațiunii, al echilibrului, al rezultatelor concrete și al pașilor făcuți împreună pentru repornirea cu adevărat a unei industrii care ne poate duce în secolul 21 și care poate să prindă rădăcini din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al tranziției către un viitor curat, din punct de vedere al schimbărilor climatice care trebuie ținute sub control. Toate acestea se strâng și au un numitor comun în jurul gazului. Ceea ce cred că ar trebui să înțeleagă studenții și sunt ferm convins că au înțeles deja e că e important să ducă mesajul lor mai departe, e foarte important să-și continue munca, să nu renunțe, să o facă aici în România, să pună osul, să pună umărul la ceea ce urmează să se întâmple în această industrie și în general în economie și în societate, pentru că fără aportul lor ne va fi foarte greu să ne schimbăm, ne va fi foarte greu să devenim așa cum ne dorim astăzi să fim uitându-ne spre viitor. M-a bucurat foarte mult să văd atât de multă diversitate în sală, pentru că am avut studenți, reprezentanți ai Academiei, profesori, am avut membri ai industriei, decidenți politici, executiv, parlament. A fost o diversitate foarte mare și cred că sub această umbrelă a colaborării, punându-ne eforturile sub aceeași lupă, încercând să le vedem mai bine, să le identificăm mai bine, o să reușim să facem pașii corecți. Da? Uneori avem ochelari de cal și nu vedem în ansamblu, dar cred că astăzi a fost un pas mare înainte.